Te așteptai să fie intro-ul de la Jet? Ei bine, nu este! Vă așteptăm pe data de 30 martie în Oradea la un concert Blanao, alături de paraziții de Pazuca și Macanache. Bilet în descriere. Da, bună ziua, oameni buni, și bine am găsit la nou, dar cu Dream. De ce începe clipul așa direct? Ce se întâmplă? Unde este scump? Din păcate, colaborarea mea foarte, foarte lungă și fructiferă, se spune, nu cred că fructiferă. Cu ce doiau a ajuns la un sfârșit. Scuzați-vă, trebuie să-mi ascund capana și astea. Nu vreau să lungesc foarte mult chestia asta. Nu-i nimic ca nicio dramă, niciun... Nu ne-am mai înțeles. Renegocierile nu au avut succes într-un final între noi. Și știți cum spun companiile cărora nu le pasă de tine când vor să scape de tine, nu mai avem buget. Și da, ok. Din păcate, G2A nu va mai aduce jocul în coa de astăzi încolo, dar nu e nicio problemă. Mă rog, o să vedem ce se întâmplă pe viitor, poate o să-mi găsesc alte parteneri, poate o să fac reclamă la păcănel, glumesc, asta nu veci. Dar cert e că nu se va mai reînnoi și chiar nu le port pică, chiar nu-i urăsc. Dar chiar li sunt recunoscător pentru că pentru parteneriatul ăsta așa de lungă durată și chiar m-au ajutat ei cu bani și cu etă, că cam cu atât cu bani, că cu atât te ajută sponsorul. Dar mă rog, mai ales în perioada de facultate în care muream de foame, ei chiar m-au ajutat. Așa că, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem prima oră din Suicide Squad, Kill the Justice League. Normal cu Optimizing Shaders, asta fac tătie jocurile acum când intri în ele și stai aici 15 minute și îi zic depending on your software, ca să te facă să te mai simți și mai sărac decât ești. Futu-s morții, mătii, și familia și grenada, mătii. Gata, așa îmi place. Dar am văzut că are review-uri destul de bune jocul până acum, dar știți ce nu-mi place? Touch Stephen Hawking, fută-te, dum, accept, cum dau? Accept aici. Știți ce nu-mi place? Price tag-ul de 70 de euro și că devine un standard pentru normalitate în industria jocurilor. Mie că Brazilia și Rusia au region lock din ăla și-și cumpără jocul ăsta la 4 euro. Eu din România, a.k.a. Dubai 2, trebuie să dau 70 de euro pe el. Ce mai-mi place? Ia să vedem. Start game. Kill the Justice League. Ți minte că am văzut trailerul la jocul ăsta mulți 2 ani, 3 ani, când pula mea a apărut, nu mai știu. Și întotdeauna am fost încântat de ideea de a juca cu villainii. E mult mai fain după mine. Asta da misiune. Why Deadshot? Asta îmi place. Și jocul se poate juca singur în campanie, așa cum fac eu acum, sau dacă aveți prieteni în viața reală, puteți juca cu ei. Dar în cazul de față nu se aplică. Uai, ce mă bucur că începem cu Deadshot. Doamne, ce mai... Rich the... Doamne, dar mai încet, puteai să pui asta, mă? Controls. Dă-mă sensibilitatea aici la băiatul. Futu-s morții, mătii. Așa vrea băiatul. Ia să vedem acum. Dacă-i putu-s mai... Tot la fel de rău e, mă. Parcă un pic mai rău chiar. Ia avem double jump. Deja am zis, ca un Minecraft villager de 10 ori, că încerc să-mi dau seama dacă micile freeze-uri astea puteți să ne urcăm pe pereți. Îs de la placa mea sau dacă îs... De la joc, de la optimizare, de la noul update care apare la placa video cu fiecare joc nou care apare. Fută-mă Dumnezeu, ce fain e să zbori. Lex Oil. Și putem zbura când vrem, unde vrem. Bă, dar se simte fain, asta îmi place. Păcat că avem un timer atât de scurt. Afterburner, ce e asta? Uai de pula mea. Ok, zburăm un pic mai tare. Dă-ne, te rog frumos, niște inamici ca să... Uai, la fix. Ok, eu vreau să văd dacă eu... Ce că e 100%? Fută-te Dumnezeu, dacă asta e 100%? Stai puțin. Era la altceva. Eu dădeam la controller și mă gândeam de ce pula mea nu mere. Asta pentru că sunt deștept. Dar tă la fel de rău, mă. Use my jetpack to get around. Nu e nicio problemă. Bă, sincer, jocul se simte super fain și îmi place și ideea în sine. Că trebuie să omorâm Justice League.
Eu la 28 de ani singur în cameră. Dar nu cu bune. Îmi place foarte mult ideea, nu-mi place. Că parcă, cred că o să fie ca și Marvel Avengers ăla, mă. Poți ajung până acolo. Switch weapons. Nu-mi place ideea aia de life service, de sper că nu e așa. Bacula. Toggle scope. Ia să vedem. Ok. Sniperul ăsta nu pot să zic că m-a impresionat foarte tare. Ce pula mea aia? Mie că mi-a luat glonț în cap, eu în război. Press control while immediate to kickstart. Ok. Hai să vedem ce pula mea. Bă, lăsați-mă în pace. Care pula mea dă? Cine dracu a tras în mine? Fantoma din Kiev. Ok. Dă-i afterburner. Dă-i afterburner. Dă-i afterburner. Ok. Nu știu ce a fost asta, dar... Când ajung la cooldown la maxim, cred că văd că trebuie să dau control. Oare pot ajunge pe sus pe aici? Sau nu? O să mă duc pe aici. Absolut nimica, o toaletă de câini și în rest nimica. O să încerc să mă urc pe acoperiș atunci. Am făcut bine? Văd că da. Ia uite, să tragem cu sniperul, ne-e futu-vă în gât. Bine că și-au pus scutul după, mai e un deștept. Ok, las că merem și după acest deștept. Deci afterburner-ul ăla, opa. Asta e sniperul. Afterburner-ul ăla îmi scade cooldown-urile numai și cam atâta. Targets eliminated. Throw grenade. Jocurile astea, ca și Agents of Mayhem, sunt foarte concentrate pe gameplay. Deci să nu vă așteptați la niște storytelling extraordinar. Și să vezi că chiar e fain. Eu nu mă vorbesc din experiență, că știu cum e. Am mai jucat un miliard de jocuri din astea. Și cam știu la ce să mă aștept. Asta e și trist când joci foarte, foarte multe jocuri. Că intri în joc și după jumătate de oră îți dai seama. Fără să-ți mai zică el nimic cum e. Mi-e dor de când eram mic și orice joc era o minune nouă pentru mine. Acum am jucat 800 de mii de jocuri. Aia e și vina mea, într-adevăr, că probabil mi-am prăjit receptorii de dopamină. Asta pare deștept rău. El fiind într-un tunel. Sunt într-un tunel, are două ieșiri. Ok, deci aici să înțeleg că o să-i prezinte pe fiecare și cum îi joci. Asta probabil e mai basaca de felul lui și dă bucăți în gură. Mai de pula mea are un minigun în spate. Unde dracu suntem în Pompei? De pula să mă... Da. Ia să ne Apex Pounce. Ia ce sare omul meu. Hold Vertical Launch cu control. Ok. Uai de pula mea la fix. Cum ți se pare jocul direct? Am intrat de 5 minute în el. Ia să vedem aici. Descent. Direct la televizor, la meniul zilei am ajuns să ne uităm. Ce-s glumele astea, mă, de 1984? Deci, shift hold plus space while immediate to perform 3 forward dashes. Tă-mă, Dumnezeu. Dar ține minte toate măgăriile astea. 1, 2, 3, 4, 5. De ce mere la infinit? Să-mi fac pula. Ok, control și sărim în sus acum. Aim down sights. Ia, tragem din aer. Vreau să văd cine dracu mai îs. Deci rechinul ăsta, oai de pula mea ce dă ăsta. Îmi place. Parcă tot mai fain e Deadshot. Foes Vanquished. Cred că-s 4, așa-i? Press click stânga to melee. Shoot quickly after a melee for a guaranteed critical hit. Ok. Deci cu ăsta-i numai aruncăm în aer. Mă băieți, veniți încoace. Să testez pe voi tutorialul. Bă, ce-a fost asta? A fost... Auto-aim. De ce mă faceți noob? De ce toate jocurile noi te tratează de parcă ești în 14 scaune cu rotile? Sau într-un singur scaun cu rotile cu 14 roți? Nu e frumos așa ceva, să știți. Sari în sus. Ok, și aici mai sari o dată în sus și facem mișcarea aia pe care am învățat-o.
Am ajuns înapoi, da, recunosc toaleta de cățel oriunde. Sus, sare băiete. Aici s-a terminat tutorialul. Tutorialul, zici că am fost ungur, Lamborghini Aventador. Aici am terminat tutorialul cu Deadshot. A, uite-l, mă. Deci ne întâlnim toți aici. Ca să facem jumbo șlucuri. Am aflat cine sunt membrii rosterului. Boomer? A, acum jucăm cu Boomerang. Urâtă poreclă are Boomer. Ăsta nici nu știu dacă l-am mai văzut până acum. Asta se pișă. E Trevor din universul DC. Fai de pula mea. Ca un electrician nebun arată omul ăsta. Și de ce are pușcă cu Ucraina? Ucrania. Speed Force. What? Bă, cum mere asta? Ce pula mea a fost asta? Îmi place. Ce și aruncă bumerang? Unde mă uit eu cu mouse-ul? Bă! Îmi place ceea ce vreau să spun, e că îmi place. Aha. Și avem și sprint. Unde speți? Ah, what the fuck, ăștia soldați? Ia ce dă, băiatul meu. Aia are shotgun, băgam iar gura lui. Îmi plac shotgun-urile, shotgun-urile. Dar cele mai tâmpite arme, îmi plac armele, ori sniperele de acuratețe mare, dar care dau damangă, ori mitralierele, pula mea. Nu așa, spray. Dă-i acolo pe perete, pot? Nu mere. Acolo jos pe el atunci, pot să-i dau lui în cap, direct cu bumerangul. Am teleportat în spatele lui, nothing personal kid. Cu click stânga dau cu bumerangul și cu click dreapta. De ce au zis click stânga melee? Ăsta nu-i melee. Domnule DC, mânca mea e cola. Ia să vedem cum dracu zburăm cu ăsta. Press shift while holding meter. Ok. Deci dacă nu ajung, mai dau încă o dată. Ok, nu pare suficient de complicat pentru creierul meu. Asta e maximum și după aia mai dăm o dată. Bun. Să ținem minte toate astea. Da, nu, nu e problemă. Să nu uităm de afterburner. Press control plus W să dă mai limiter. Control plus W să dă. Doamne, ce vorbește ăsta ca ultimul pirat. Deci control. Bă, încă o dată. Aha, deci așa ne teleportăm. Grăbește-ți curul. Samo, v-ați dat, dar nu eu în momentul ăsta. Haide. Și acum control. Dar controlele nu sunt rele. Nu se simte rău. Se simt chiar fain. Asta e blestemul perioadei de gaming în care trăim, cred că. Că gameplay-ul poate fi superb. Și story-guteringul, zici că am fost japonez. Story-guteringul, lasă de doritu. De doritos, lasă. Nu știu de ce vă uitați la comentarii pe mere cât. Foarte urâte, ce perciun de motociclist are. Perciun de electrician instalator. Hai să vedem pe Harley Quinn. Ia cât-o. Asta vorbește singur, asta e ăla din Death Note, în pula mea. A, nu, era un cadavru random. In a Gotham minute. Fută-mă, Dumnezeu, 85 de ani, 87 cu 87 de ani avea oamenii care au scris glumele astea. Ia să vedem cum se deplasează Harley. Zi-mă ce teleportare ai pe capul tău. Ce draci ai pe tine, Harley? Swing! Ia câtă. Oi, detach rope. Ok. Detach. Ia, e cea mai plictisitoare până acum. Hop, grapple. Uaaai, de pula mea. Asta se întâmplă când ești deștept. Și n-am testat grapple-ul, că-s deștept tare. Ce problemă? Sigur o să avem o șansă în viitor. Swing. A, numai de căcaturile alea putem. Ajută-mă. Uite, de că a venit și m-a luat capul ultimul distrus.
Alt dive. Alt, 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 alt. Na, alt dive. Wild air, alt apăs. Da, nu știu, Harley. Mă cam disperă, n-am să mă minte. Hai să vedem cum se bate. Are o bâtă de baseball, ca de obicei. Este impresionant și de-a dreptul unic, aș putea spune. De ce, de fapt, na, de ce au băgat-o și pe ea? Pentru că e populară. Ia aia. Oai de pula mea. Ok, ăla-i scut, deci să înțeleg. Dar gameplay-ul ei îi blend. Nu știu cum se traduce asta în română. Cum pula mea se traduce asta în română? Ia să vedem grappling-ul. Hai de pula mea. Da, e cea mai plictisitoare până acum. Comun, nu știu cum s-ar traduce blend. Nimic ieși din comun. Press space just before reaching a ledge. Asta era cam Batman. Ok, dar care ledge? Acel ledge. Swing. Detach. Grapple. Și acum... Da, freeze frame-urile astea cred că sunt de la calculatorul meu. Cred că este cazul în curând să-mi cumpăr un PC nou. Dă-i control. Op. Fută-te Dumnezeu cu tutorialele, puli, că nu mai suport, mă. În orice joc nou intri de în mijlocul gameplay-ului, pune măcar un tip acolo în dreapta. În timp ce zbor în aer, pauză, citește asta. Harley swing charge will recover over time. Pentru asta m-a oprit. When the bar fills up, swing again. Ah, ok. Și nici măcar nu poți să apăs escape, că trebuie să țin apăsat escape. Toate jocurile astea, deci că sunt făcute după aceeași rețetă eșuată. Doamne, mă. Și nu pot să zic ai, că sunt numai, ca numai lucruri rele, dar parcă le place să păstreze toate jocurile noi, lucrurile rele. Își fac o listă și zic, bă, să nu cumva să uităm de chestiile astea care enervează pe toată lumea. Sau poate numai pe mine mă enervează și exagerez. Trebuie să mă gândesc și la această posibilitate, dar să-mi o sugă, să-mi sugă bota oricum. Bine v-am găsit, terminaților. Gașca cangrena. Patru Marlboro roșu pe zi fumează, Marlboro Harley, Marlboro. Marlboro Queen. Mamă, ce quirky ești tu, futu-s morții, mătii. Vreau să jucăm cu Deadshot sau cu electricianul, talpă iute. Sau și cu ăsta, mă. Choose squad member. Fai de pula mea. Ok, hai să jucăm cu Rechino prima oră. Cred că te poți schimba între ei oricum. Deadshot's combat lessons will aid me greatly here. I am very glad I took notes. Precise timing will be key. Click dreapta plus F, counter shot. Ok, ok. Sweet. Și când au... Ok, poate trebuia să citesc. Da, poate că trebuia să citesc. Și ce counter shot-ul ăsta îl trag eu când vreau eu, că așa vreau eu? Că mare barosan. Ia spune. Unde, de unde? Uai, de pula mea. Ce dracu? Ăla a murit singur. Băieții mei, ia învârtiți-vă voi ca Galilei. În mileniul 3, hei, invazie de... Ioi ce era să zic, ioi ce era... Bă, ce pula mea m-a aruncat? Bă, fută-vă, Dumnezeu, că vin și vă dau pumnii în cap, mă! Fută-vă în gât să vă fut... Na, faine-i, Doamne, faine-i! Mai comentați? Na, mă! Na, și tu, futu-ți armura, mătii, armura de slopoza ai pe tine! S-a terminat pactul pe tine! De-a pe ăsta, ia! Na, poftim cultură! Gata! Uai de pula mea! Ok, o tunat. Unde ești, mă? Ce-i asta? Viață? Uită-mă, Dumnezeu, dacă înțeleg mobii ăștia. Nu-i înțeleg deloc. Ok, mi-aș ști ce mi-aș dori după acest encounter. Să mă întrebe, sigur dorești să rămâi cu Rechinu? Iar eu să apăs nu, nu doresc. Îmi doresc altceva, bevaș, pula dumneavoastră. Cu tot respectul. Mi-aș dori totuși pe Deadshot sau pe electricianul instalator. De ce? Ok. Na. Counter shot. Mă lași să sar? De ce nu mă lași să sar așa cum ai învățat, domnule? Hai, apare counter-ul. Na, bam. Poate că trebuie să mai fac asta de câte ori. Counters remaining 3. Ah, eu trăgeam deja banii. Nu-i problemă. Mi-am mai exersat
aiming-ul până intrăm. Până intrăm în pită. Hai, încarcă. Ori făcut și minigame-ul ăla de reload, că ori zis băieții că o să le placă rău la oamenii care cumpără jocul. De-abia așteaptă ei să fac același lucru care l-au mai făcut de 15 ore, pentru că sunt familiar cu el deja. Și mamă ce le va place. Dă-mă counter shot-ul ăla să ies toată. Fu-te în gură că stau blocat aici în sicriul ăsta de... În sicriul ăsta de coșciug, am vrut să zic. În sicriul ăsta de coșmar. Creeps countered. Ce pula mea. Shield harvesting. Shoot enemies in the legs until they enter a shield harvestable state din melee. Ce pula mea ție minte chestiile astea? Să le tragi în picioare ca să dai shield harvesting. Sunt cam dificil și eu, știu că sunt gică contra, dar să mor eu. Na, shield harvest, mamă, am luat shield harvest, nu știu ce sunt așa toxic cu jocul ăsta, că nu mi-a greșit așa de mult. Oare am eu ceva probleme personale pe interior și îmi revărs nervii pe jocul ăsta? Nu, pur și simplu nu-mi place. Adică ba nu că nu-mi place. Nu-i rău. Da. O să încerc să nu mă mai concentrez pe părțile negative, dar na, probabil că n-am ieșit din stadiul de tutorial a jocului. Și că din câte bine știți, eu am o problemă cu tutorialele. Îmi place un joc care te lasă să-l joci din prima și devine intuitiv pe parcurs sau îți dă niște mici hinturi. E de 10 ori mai fain. Haide, sari. Ai de mult, mult o sărit. Decât să te bombardeze cu 40 de minute de tutorial și să fii obosit psihic pe când trebuie să înceapă jocul în sine. Uite, eu asta fac deja de 10 minute. Fută-te, Dumnezeu, dă-i shield harvesting! Mamma mia! It's a mii malario! Shields harvested! Such hallowed halls. I wonder if they had treats in the lobby. Asta te gândești tu, ha? La oai ce aș mânca un chiurtoș cu ăla ce acum se vede că n-am luat micul dejun. Mamma mia ce foame este de un chiurtoș cu ăla cu cacao sau cu... Fai, cu cocos, cu ciocolată, cu ce vrei, cu zmeură. Fai de pula mea. Și n-am auzit nimica din ce o să-s. Și după aia mă vând de poveste. Acum când fac și el tace din gură, perfect. Ce pula mea, este un breloc foarte mare. Hey Waller, skull ship's honked off at us. Over. All of you, move to the objective. Oare sunt unele părți în care trebuie să joci neapărat cu cineva și unele părți în care poți să alergi liber? Yes, the nostalgia of an active war zone. During the hammerhead conflicts of my youth. No, no, focus people. Shark fights do sound pretty cool, though, big man. Move to the engagement zone, Task Force X. Și spuneți-mi, pot să schimb între voi. Apex bounce. Dă-mă Dumnezeu, zici că dau Batista bomba, așa sară. Asta așa era, cu triple space. 4? Nu mă lasă cu 4. Poftim! Oh, nu, trebuie să omor cât de mulți inamici pot. Înainte să se termine timerul. Destul de original, dacă mă întrebați pe mine. Și am, măcar dacă îmi dădeau skill-uri, mă, să folosesc skill-uri. Nu că dă-i mini să-l arunci în aer și să se activeze auto-aim-ul pe tine, pe țaș pula ta virgulă, să scrie asta în tutorial. Ia mă și mănâncă gloanțe. Măcar am o multitudine de gloanțe și nu trebuie să încarc în continuu. Bam, futu-mă în gât. Gameplay-ul nu se simte rău. De fel, chiar, ar fi fost fain să am... Unde dracu mi-a dat auto-ul pe clădire? Puta-mă, Dumnezeu! Oi, mică e Harley Quinn, de-i fut un biceps în cap. Oi, de pula mea, gata! De ce nu mai sare? Cu ăsta vreau să sară. Cu controlul. De ce nu vrea să sară? Așa, cu control și după aia space. Ok. Dă-i Apex Bounce pe ei. Trebuie să dau evade. Mă scuzați. Trebuie să dau evade de 3 ore. Total enemies killed. Aia se pun și la mine, mă. Sau tot ce omorăm împreună. Dă-te jos de acolo, prințule. Evade, evade, evade. Bun, gata, mi-a furt cu aia helicopterul. Gata, s-a dus dracului.
Mini scavengers to drop their shields. Are cuțit de la de butcher, văd că are două cuțite de butcher. Am vrut să-l omor pe ăsta, dar ăsta e meu. N-a pe voi. Apex bounce în capul lui Măta, fătu-ți Dumnezeu, Mătii. Zici că am avut ceva personal cu ăla. Așa îmi strigă. Fingers on the white chair, să zic, na, counter-attack nu merge. Fătu-ți Dumnezeu, Mătii. Ok, am omorât 100 de inamici imediat. Time until evac. Da, keep fighting. Nici măcar nu știu ce sunt ăștia. Măcar de omoream civili. Eram mult mai fericit să omorăm mame gravide cu copii care se plimbă dimineața în parc. Să moră de noi era mai fain. Sau să omorăm polițiști ceva. Cine a zis, mă? Elon Musk. O zis că el nu a putut să joace GTA 5. Pentru că fix în intro-ul jocului trebuia să omori polițiști și el n-a putut. Cum să fie așa, mă? Cum să fie așa că... Ia, mă, ce pula mea a fost aia? Că nu mai e... Counter-attack? Dă-i un counter-attack puternic. Uai de pula mea! Ce se întâmplă? Pot să... N-a putut-te în gât. N-a putut-te în gât. Omoară 100 de oameni dinainte. Înainte de timer, omoară 5 secunde, 5 secunde, 1, 2, 2 am spus, 3, 3, 3, 3, 94, morți mătii. Acum o să mă gândesc la asta pentru restul zilei, că n-am omorât 100 de oameni în zona asta de tutorial. N-am futu-vă în gât. Counter, recover, de tăte, 15.000 de timere, numai explozii și culori pe ecran. Let's get out of here, acum. Stai puțin, stai puțin, că devine serioasă deja treaba, trebuie să luăm heal-ul ăsta, sau ce pula mea, ea a murit, am dat cu capul de pereche. A, o să-mi dea ăștia revive. A, și de aia se poate juca co-op în 4 oameni, pentru că porțiunea asta o poți juca cu prietenii și trebuie să vă certați. Eu îl vreau pe Deadshot, ba nu eu vreau pe Deadshot, tu joacă cu electricianul. Ți-ai de pula mea, dar eu nu vreau cu electricianul. Cred că așa e, da. Și pentru Igor-ul din parcul dumneavoastră aveți pe Harley Quinn. O, nu, se oprește camera. Băga-mi-a și gura mea. Ați ratat o mini-explozie. Brelogul ăla mare, de care ziceam la început, o tras. Fără avertizări. 7 days earlier. Dintr-o dată. Pentru că, în prezent, ne-am dat seama ce se întâmplă. Acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat înainte să ne dăm seama ce se întâmplă. Zic că jucăm și cu Batman. De fapt, nu, nu vreau. Există destule jocuri cu Batman. Zici că e intro din GTA 3. Hitchhikers may be escaping patients. Ăla e un semn destul de creepy. Asta o fi Asylum? Arkham? Da, mă, uită-l. Uai, mare luna. Cred că ar fi creepy. Văd așa ceva în viața reală. Mi-aș băga pistolul în gât. Să văd un obiect ceresc atât de mare. My name is Amanda Waller. Așa. I am the director of Argus. A division. Ce dracu are ăsta blender în loc de mână? Imaginați-vă ce milkshake-uri își face omul meu de dimineață. And I'm here to make you an offer. Da, mi-e foame rău. Acum numai la milkshake de căpșun și la Kyoto școlaci mă gândesc. Foarte frumos de serioză. Ăsta are boală pe flash, mă. Dar arată ca un UK peasant de 1500. Controller has disconnected. Eu de pe tastatură. But outside these walls, the world's forgotten about you. And you're going to spend the rest of your life. Mă crezi că e dezbrăcată și că are un șnur între buci? I could change that. Darius Sadeghian. Ce ochi are asta, mă, să mor eu. Vedem viitor. Hey, Harley Quinn, Arkham Gazette. Just a quick question. What's with the frickin' shark? Săracu. I would be happy to introduce myself. That won't be necessary, King Shark. This is a microbomb injector from our friends at Lexstar. Ah, da, mă, Deadshot era negru, l-a jucat Will Smith, nu mai știam cum arăta sub. Iar am zis Will Smith, zici că am fost ungur.
No. Am văzut filmul, mă. Dar nu mai țin minte nimic din el acum, că stau să mă gândesc. Numai că mama era el ținut sub cătușe și lor descătușa ca să facă nu știu ce misiune. Să moare dacă mai țin minte ceva. Atâta valoare a avut pentru mine. Sau poate creierul meu este în decay. Și în două luni o să uit cine sunt și ce caut pe acest pe pământ. E bună tactica. O gândit-o mult. Arată ăla de parcă e la 5 minute distanță de a se transforma într-un vârcolac. Are heterocromie în ochi. Jucam Party Animals zilele trecute și am scris la unul că ești un homo sapiens și m-o cenzurat. Generalized anxiety. But I was brought here from my home. The ocean? Bell Rev Penitentiary. Can you all focus for one damn minute? În sfârșit am ajuns la partea de story. Any of us touch that thing, none of us is getting out of here. Ah, the prisoner's dilemma. What's the bloody dilemma? Ce deștept pare rechinul totuși. This prisoner wants out. Come on, Captain. You just zici că e junk, arată, zici că e orice lucru pe care nu mi-l doresc să-l văd în fața ochilor. Can we please? Nu știu cu cine seamănă, seamănă cu cineva. Cu gărzile alea pe care le omoreai din Dishonored, în pula mea. Kangaroo looking ass. Kangaroo. Because you are Australian. Okay, so are we gonna do the murder each other thing or what? Because I'll be straight with you. I'd kill anyone to get out of here. I'd kill you. Se pare că am fost prea nerăbdător ca să judec povestea, că eram doar în tutorial. Walter comes back in here. See, she's not dealing with four screw-up psychos. We all get out. So then we do nothing. Excellent. I have grown quite skilled. Noi apoftim. Enjoy your nothing, idiots. Maybe you should have spent less time in brain class and more time learning how to pick what. Time. Because it looks like Captain This Burberry. Fucking Tuesday, ain't it? Și am să bat pe bombă ceva. Patru deștepți. Ce place piesa asta, fătătie Dumnezeu. Bine, mersi că mă las. Asta e piesa. Bun. Ați trecut testul cu toții. Welcome back. Who wins? No one. There are bombs in our heads. Și-au plantat toți bombele. Absolut toți. Îmi place personalitatea rechinului cel mai mult de până acum. Welcome to Task Force X. No. Așa o să pățim cu toții când o să ne activeze Bill Gates microchipurile. Îmi pare rău, dar trebuia să-ți vină aparatul ăsta, era prea la fileu, ca să nu zic. Unde suntem? Ioan e arm puternic, văd că a fost design director. Ioan e braț puternic, mă scuzați. Actually, I'm the son of a god. It is my shame to suffer mortals and their buffoonery. You and me both. Wasn't planning on picking up a bunch of liabilities in Arkham. Ah! Oh! Oh, there's something in my ear! Do one of you bastards inject something in my ear? In ear CIC cards. Atât de iritabil poate fi accentul ăla. You guys are making a girl miss solitary. Still, sure is nice to be out of Arkham. Thanks, douchebag. Well, we could have started right like normal people. But no! Everyone's a backstabber! Surpriză. It was a test. A mind game. I do not know if we passed or failed. Well. Four exploding heads are better than one. Where are we going, and who are we killing? They geared us up to take on an army. Why? Da, și lui ăsta i-a dat un bumerang. Driving the flame and train. I am not. I have never traveled by train before. Oh, brilliant. You're jaded. Asta în care? Sac de nebun, am văzut vestă de nebun pe ea. Jokes on you, love. Arată Harley Quinn în jocul ăsta, zici că e proaspăt exorcizată.
minute. Oh, no. Aoleu, no, bagabuanto. Ce cred că bagă mult fentanyl în ceai dimineața, Harley Quinn. Am cântat asta. Ia cătă. Stupid asshole train. Stupid brain bombs. Stupid deal. Hai cum ai făcut să adorm. Joculeț cu părul creț. Can you feel that? Feel what? Is this a trick? Ce dracu are în spate? Old school. Guess Miss Off the Books got something to tell us. Or she made us a mixtape. Râdeți. De ce n-ați râs la gluma lui Harley Quinn? Congratulations, Task Force X. Dar de ce vrea Amanda aia să-i omoare pe... Probabil asta e ultima noastră misiune. Listen to the recording. Mă gândeam că ceva mai lazy game design n-o să putea decât atât, un nimic care nici măcar nu sclipește într-o servietă vorbind. Deci trebuie să ajungem pe acoperiș. Așa. Ok. If you survive, we'll speak again. Ce dracu faci, Harley? Calmează-te. Da, tu ia, mă. Bun, și acum ar fi cazul să ne introduci... să ne arăți butonul de pe care schimbăm caracterele, pentru că sunt single player. I placed my explosive. Ah, ok. Ia zi de pe tab. Harley Quinn. Ia uite. Invite. Click. Cred că era spuneți un buton acolo. Probabil este și nu. Fugi, mă, că explodează. Stai că ai de pula mea. Ia un monolog aici și introspecție. Veniți în coace. Poftim aici. Dar chiar mă, Squid Game 2. Ați văzut că a apărut și serial, dar a făcut reality show cu concurența adevărat. Am uitat la tot, a fost un pic bullshit, că a fost bazat foarte mult pe noroc, dar... Na, bănuiesc că și în serial original a fost noroc. Until we figure out where the hell we are, let's play along with Lawler. Dar chiar o să fiu curios de al doilea sezon. Bună ziua! Și șeful, figurine de ceară, deșteptul pulii, îți fută un dos de palmă în cap. Five fingers discount. You can now join or create multiplayer sessions. My armor was forged by Themyscira's finest artisans to ensure... Cui pula mea îi pas? Cred că m-aș potrivi ca villain în jocul ăsta. Steel stuff. Ok. Ce e asta? Îs e-mail-uri? Mailbox? Femeia minunie, fută-te Dumnezeu să aibă 3 metri, dacă eu am 2 metri, asta are 4 jumate. Du-te dracului, Diana de aici, să fut un dos de palmă. M-aș căca pe mine să vină așa ceva la mine. Ia, dar de ce să așa martăți, mă? Tu ești în du-te în pizda, mătii. Ia cătă-l și pe Flash. Steel stuff. De unde? A prideful display of the Justice League's riches. Smash display case. Asta. Ce dracu-s pe aici? Tot felul de minuni. Hey man, watch the...
Perfect, uite ce vreau. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Tate, Dumnezeu, ce s-a dus? Lansat, domnișoară. Miss Gira. Opa! N-a poftim. A, și o să le putem folosi accesoriile pe care le furăm acum? Ăștia lasă așa iteme overpowered într-un muzeu random în care poți să intri dacă spargi sticla de la intrare cu o cărămidă. Sunt mortul. Children. Ooh, nothing says international assassin like a freaking jetpack. Ce era o glumiță. Shit, I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpacks seem more like a death drug thing anyway. Oh no, vrea să-l facă gelos. Mine. Ia cătă-l. That hat's not gonna get you vertical, Jack. I can make my own way up. Asta sare 50 de metri în sus dacă vrea. Capul de tavan și-și rupea coloana. Și pălăria asta totuși după ce și-o păstrează. Are o... Și unde o băgat-o? Și-o băgat-o între buci, că nu văd nicăieri. Cred că are o putere ascunsă pălăria, pe care nu vreau să ne-o arate chiar acum, așa-i? Haide, what's next? Ia să vedem noi. Cine așteaptă în continuare? Și când ne bate cu careva? Să omor un supererou. Oh, nu. Aici trebuie să punem toți puterile. Ce? E? Trebuie spamate. Au, au, au. Asta am văzut-o la cer și la început. Ce dracu' e asta? Da, și am să stăm aici încă 10 minute. Oh, nu. E un braț al prelocului gigantic. Just checking. We're all seeing that thing, right? Cool. This has one-way ticket written all over it. Voila! 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 E mie că mi-e foame și vreau voila cu spaghete. Oi, voila! What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. Ar fi o lume extraordinară de trăit în ea. Waller out. Give me one reason why we should go out into that shit show. Prima întrebare pertinentă. Ah, și primul răspuns pertinent pe măsură. Waller is not offering us a choice. I'm ready to jump off the roof now. No. Bun, aș vrea să mă mai schimb, sincer. O să mai încercăm o dată. C. Aha. Dacă se schimba instant, era și mai fain. Acum am și eu pretenții, știu. Hai să jucăm un pic cu terminatul ăsta. Că place cum se teleportează, nu de alta. Veniți și voi, prieteni. Ce avem de făcut? Activate the transponder.
haide. Acesta este un transponder, în cazul în care nu știați. Își arată inima lui Nicocado Avocado. I suppose that counts as activating the transponder. Ia cătă. Dar ce-i mă măgăria aia? Arată inii. Ah, e punctul de spawn pentru chestiile astea. Cine seamănă ăștia? Cu Walker-ii aia din Game of Thrones, mă. Mai știam cum le zice. Asta avea shotgun-ul. Black. Ai, de pula mea, de putea da lui ăsta o armă mai interesantă. Dă-i cu boomerang-ul. Dă-i cu boomerang-ul. Da. Oh, dar poate o să pot schimba armele. Da, măcar e loadout. Cine știe? Hai, uai, până acolo mers bumerangul. N-am să vă mint. Destul de OP asta. Mi-mi plac caracterele foarte rapide de obicei. Sau astea care se pot teleporta. Extrem de swift. Uai, e pula mea. Recover. Tu te-ai în gură. Asta Will Smith, era să dau în el. Ia și să ne schimbăm. Cannot switch during missions. Ah, ok, deci numai la început. Era mai fain dacă ne lăsa și în timpul misiunilor. De ce oare? Din cauza cutscene-urilor. Return to mission area. What? Ah. Foarte frumos ori integrat. Explicația pentru care n-ai voie să ieși din zonă. Că te trimite terminat asta înapoi. Dar mai mult de 10 ani. Dacă n-ar dura, ar fi fain. Sau asta trebuia să se întâmple. Nu era așa, am crezut eu. Zici că e Hobson în pula mea. Dar asta ce pula mea au făcut? Un ghițilic hit de baterii? Vine să... când iau în vocea. Let's walk and talk. Insurgents can't touch us. Brainiac says he can... You keep saying Brainiac like it's a thing, but I don't think it's a thing. Brainiac's the one finally bringing order to this world. Making a home for his people. All this, soon it'll be a new planet Kolu. That's been my mission for what? Asta nu trebuie să fie bun. You know that in securing loose metahumans. But looking at you, I don't see the potential. Either way, we'll put you to use. Come on. Mr. Lantern, sir. I'm no matter. Could I? I want you to see this. Pay attention, Floyd. Let me go. Please. Jesus. Fute-l, violează. But once you've been enhanced, there's no going back. Super. Arată extraordinar ca o lume în care vrei să trăiești. Cred că ANAF ar exista încă în lumea asta. Oamenii de la care lucrează la ANAF s-au duce încă la birou. Brainiac Army. The Shark gets it. We shipped out 8 million already. Green Lantern! Help! These resistors just don't respect martial law. Asta e bântuit dintr-un anumit motiv. E posedat, nu bântuit. Time to rally up with Brainiac. Ready to make the leap? Hai să vreau să-l văd pe Brainiac. I'm putting 2 rounds in this Brainiac skull. Then I'm coming for you. Yeah? Maybe I'll tell him I only found 3 metas. And 1 dead body cut to pieces. Oi! Flash! Brainiac wondered how you got off the ship. Speedster secret. The leak doesn't leave anyone behind. Let's make you right, buddy. Să tu lăs de supereroi să mor eu. Destul de convenient, dacă mă întrebi pe mine.
O să ne schimbăm acum repede. Cât timp? You put a target on our packs, Waller. Green Lantern would have killed our asses if the Flash didn't show up. The Flash is alive and still human. Green Lantern off the roof at a million miles an hour. I need you prepared to bring him in. Take a recon path across the city. I'll bring you en route. You're behind enemy lines in occupied Metropolis. Touch shot at din acea gură. That shot asta e. Asta e. Asta îmi place. Asta îmi place puternic. Ia ce mere. Și pot să dau la infinit? Pula, nu pot. Au. Ia uite. Și acum iar nu mai putem schimba. Vie să schimb în continuu. Oi! Tăte Dumnezeu. Enemy, ce pula mea fac? Ia zboară tu un pic aici. Că dacă toți suntem sniper, să fim sniper până la capăt. Așa. Asta e sniperul, ăsta e. Zero damage, după câte puteți să vedeți. Dați-mi heal, mă. Nebunilor. Unde e, doamnă? Coace, doamnă. Transversal, buff, ce pula mea vorbește asta? Ia mă, pot să trag din aia. Fain. Ce mai am în brațe ceva? Ah, da, ok. Asta n-are melee, să înțeleg. Asta nu atrage. Unde e dracu acolo sus? Trebuie să ajungem. What has happened to the citizens of Metropolis? În niciun caz, 70 de euro, nu știu cum să vă zic. Și dacă miziază ei pe faptul ăsta că e full co-op, că poate fi full co-op, 4 oameni, 30 de euro, aș spune. 40, maxim 40. Vreau să-i trag un glos între bucile ăsta. Last 1% got a fly coach instead of mass energy transfer? Oh, you think that's a joke? They're being rounded up for conscription. Should we not do something? We've tried. Those are innocent people up there. So far, any attempt to intercept triggers the drones to escape. Rip. Continue your recon. Poate îmi continui pula în tine. Ia uite. Putu-vă în gât. Na headshot. Ăla are scut. Na headshot. Na headshot. Vin și la tine, futu-te în gură, să-ți dau cu pumnii în cap, dacă nu mere așa. Am uitat că eu n-am pumnii. Da, dar nu-i problemă, stau și așa. I-am fac breakdance în pula aia, de ce trag în el, ce dracu, capoeira. Nu știu ce să zic, mai mult arată America din câte glonțe trag. Doamnă Queen. Uite, boulangerie. And there's a sensor in this gaunt. All right. You might be worth keeping alive. Captain Boomerang, you're on point. Recover the Flash. Waller out. Hear that? You lot better start calling me Captain Boomerang. Capitanul Boomerang, zici că e nume de manelist, că e. Most wanted. The Flash. Just keep those numbers going. Okay. Trebuie să-l batem pe Flash. Boys as good as ours. 400 de metri Flash și acum se apară 840 de kilometri, că așa e Flash. Încotro, în ce direcție? Încoace? A, nu, încoace? Bine, hai. Dar cum funcționează GPS-ul ăsta? Trebuie să-mi dau eu seama. Ok, atunci așa? Nu, atunci așa. Boomerang, 100 de metri. Ce face? Stă pe loc, se pișă. Uită-l, mă! Ăla-i! Nu-i acolo. Ăla-i doar o dronă. Ăla-i doar o dronă. Atunci încolo? Da, încoace așa. Stă-vă, Dumnezeu, să mă fută! Dă mai mult! Secure the rooftop. Enemies remaining, 6. Ok, hai să-i scoatem băște rapid și să ne vedem cu Flash. Haide, domnule, unde sunteți, domnilor? Uite-i! Fac pula asta, zici că e hand cannon mai mult decât sniper. Vină, mă, doamnă. Știi
zic doamna la toată lumea. Gata? Am dat secure? Uite-l că fuge iar Flash-ul. Ia cât că vine la noi! Get the memo? Big invasion. Crime's on a break. Hot, get some more safe. Oh, așa crezi că ne batem cu el sau ceva. Do you have the Flash? Nu avem niciun de Flash. Ce strâng așa, mă, fute-te, Dumnezeu, taci. You got the wrong idea about Brainiac. Come back to the Skull Ship. I don't know, man. Skull Ship? Sounds pretty evil villain to me. Dar să-ți vină așa ceva în curte. Ia să se bat. Deci că event în Fortnite. Îmi place. Out of control lantern ahead. Stay back. Flash, I'm trying to be easy here. Brainiac just wanted to talk. Like how he talked to you? Listen to yourself. You've been brainwashed. Ok, asta n-arată cu un duel interesant. Mi s-a părut interesant prima oară. Bateți-vă! Echipa de animație, de ce v-ați luat salariul luna aia? Ca să faceți asta? Pentru un joc care costă 70 de euro? Într-un studio AAA? Hai! Dați-ne niște acțiune! Uaaa! Tornadă! Ia ce să bat! Ia ce să bat! Nu se mai bate nimeni! Atât a fost bugetul! Atât a fost bugetul de animație pe luna aia! Fută-mă, Dumnezeu! 600 de metri. Hai să mergem după el. Încă orice te-ai dus, Flash. Așa pare. Și acum zice, mai bateți-vă și cu ăștia. Mai bateți-vă încă o dată. Sau ăștia sunt opționali. Dar loot-ul nu dropați dacă tot avem loadout. Dați și voi în el, că au omorât 13 oameni. Hai să mergem. După semn. Băieți. Op. Încotro, încoace. Mie că mi se resetează instant jetpack-ul când mă ating cu picioarele din pământ. Aici? Unde ești, Flash? La 30 de metri. Unde e? Încoace? Încoace, a? Aici. Rescue the Flash. Nu că ei se bat încă. Unde e sub podea? E rănit. So where's the Flash at, genius? You've wasted our time. Oh, ye of little faith. Thing about Flash is, he's a coward. Guy like him sees a guy like me coming. He starts quaking in his boots. Quaking too fast to see! Opa! Your atomic vibration crap doesn't fool me, mate! Green Lantern really gave you the bash, didn't he? I owe him a tinny, even if he is a cop. You can buy Lantern a beer after I put him in the ground. Oi, this is about me and Flash. Get your own moment, why don't you? Pe omoară! Doamne, dă este o moară! Vreau să văd supereroi cu mor odată! Așa-i? N-avem noi norocul ăsta. Normal, că nu-i poate băga cuțetul în gât acum, așa-i? Trebuie să da. Ori a apărut 3 NPC. 6. Ok, ori a apărut 6. Gata, trebuie să ne retragem. Nu mai putem să-l omorâm. Doamne, fute-te! Da. Și acum, uite, fac breakdance în timp ce mă bat cu ei. Hai să omorăm pe toți inamicii ăștia, că eu sunt tare curios ce se întâmplă. Nu vreau să las treaba așa neterminată. Vreau să văd dacă Flash moare sau nu. Sau dacă tot trage de timp aici numai ca să ne enerveze. Bam, fătu-te în gură, bam, fătu-te în gură, bam, fătu-te în gură. Dacă pun așa, dă mai mult damage. Nu tot la fel de mult dă. Op, s-a încărcat. Bă, lasă-mă în pace. Dar tu ce faci, bumerang? Ia uite-te la ăsta. Luptă cu aia, ăsta stă și râde, dă emoturi pe aici. Ce face asta? Ah, shield-ul. Trebuia să iau shield-ul.
Enemies remaining, 5, 4, haide, 3, du-te în gură să te fut cu scutul tău, gata, te-ai dus, bam, fătut-te în gură, 0 damage, 0 damage, trebuie să mă duc la el, bănuiesc, așa că haide să mergem să-i dăm pumnii în cap, fătut-te în gură, n-a fătut-te în gură, gata, un singur inamic rămas, uite-le chiar acolo, desigur că și ăsta are scut cu el, dar cum să nu, haide, mori, bam, da. N-a făcut de îngură. Gata? Dar mori odată! Ok, și acum ce? Our enemies come again. Worst dirty movie I ever saw. There! O murit măcar Flash. A, nu, îl târăs după el. Da, deci clar nu moare. Cum l-au aruncat pe jos ca pe ultima cârpă. They have fled recently, leaving snaps in their wake. They had the right idea. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Oh, crap! This door will not hold. We must barricade it. You stay here, pal. Chiar a fost fain să îi omor pe toți, pe rând. Dar nu că acum nu mai poate dintr-o dată. Ce? Ce? Ce-o scos din el? Ce l-o tăiat? Op, se duce dracu. Scena asta cred că a fost în... și se mai duce de aia odată. Scena asta cred că a fost în reveal, în trailer sau ceva. O furat ceva și nu știu ce e aia. Pentru că nu cunosc lore de DC. Cineva din comentarii, ajutați-mă, spuneți-mi, explicați-mi. Vine Batman. Cine pula mea aici? Chiar e Batman. Nu, numai le rupe oasele. Batman a devenit și el spălat pe creier. E gata. Batarang în gât. Dați iar Dumnezeu batarang. Asta e o insultă nouă preferată mie. Batman doesn't kill people. Nu pe dracul. Da. Are ochii mov. Mov egal rău. Este rău, Batman. Da. Cine-am închis? Și-a pus pălăria pe cap. În caz că se va ceva te face invizibil. Every woman for herself și fuge. Da. O, la naiba! Ajutor! Batman experience. The Joe Rogan experience. Your priority is getting Flash back to the Hall of Justice. High five. Ain't my priority. Come on, haul your asses to the exit. Unde e exitul? Aici e exitul. Fută-te, Dumnezeu, alarmă. Night... Night at the museum. Ai, fută-te, dracu, Batman! Dacă Batman sperie numai criminalii și m-a speriat în halul ăsta, am niște vești rele pentru mine. Este corte pentru ele. Capcanie! Capcanie de la Batman! Da, acum că joc pe partea cealaltă a lui Batman, e destul de fricoșător să te urmărească așa, muist. Tăte Dumnezeu. Mă rog, în fricoșător e mult zis, da? Escape the Bat Museum. Shit, no exit. We better check the emergency doors. N-am și eu un... Ui, fătă-te Dumnezeu, Batman! Mi-a rupt coloana, coaie. M-a distrus complet. Deci l-a prins. Deci asta chiar e... F-
Puta mă. Ui! Unde ești, Batman? Unde ești, Batman? Partea asta a fost faină. N-am să vă mint, mi-a plăcut. Acum îți spun de unde am venit, așa-i? Dacă mă duc eu în spate și voi lua pur și simplu ieșirea asta, pot să scap. E, mă simt cam Dead by Daylight. Capcanele alea nu știu dacă îmi fac ceva rău sau nu. Oi, puta de... Măta de Batman. Gata. M-o prins și cu ăla. Ok. Hai să vedem să avem mai multă grijă cu asta. Eu cred că asta trebuie să se întâmple, sincer. Hai, puta de măta. Eu așa cred că povestea este scrisă deja. O, nu. Asta e, mai înainte am murit eu. Da, da. Am scăpat, gata. Pe dracu, îți dai seama. Îmi vine piciorul în gât acum. Din nicăria. Ba, pumnă în cap. Exact piciorul în gât, cum am zis. Și ultima e Harley. Deci asta trebuie să se întâmple. N-avem variante. Iacă-te-l, fută-te, Dumnezeu, Batman! Vine în coace, vede. Uai, da ce-i odat, să-mi bag pula, ce-i-o întors coloana, i-o rup spatele. Ăla nu se mai trezește de grabă. Ok, dacă știam că trebuia făcut asta din prima, de fapt oricum nu scăpam. Flash now? O, nu. Bam. Un adevărat gentleman, acest Batman. Green Lantern, I have the Flash. Your four escaped criminals. They led me right to him. No, not a threat at all. Still, let their corpses strike fear into those who'd resist. Da, așa cum a cred că s-a mortu. Așa s-a făcut, da. Ce frumos din partea lui. Și acum văd că eroii care au rămas normal ca Flash, cât de cât normal, bă, Batman, că ești cam brutal. O să se alieze probabil cu Task Force X și Kill the Justice Squad, ăștia cum se numesc, e Justice League. Alive. Cred că sunt toți terminații ăștia care sunt posedați de fapt. We're ready for phase. Că sunt posedați de Brainiac. A, ah, măcar nu a murit. Niciunul. Cum? Nu știu. Cum? O supraviețuit la așa ceva? Da. Da. Hey, boss. Bad news. Deci, doamnelor și domnilor, asta e prima oră din Suicide Squad, Kill the Justice League. Fain. Dar nu merită 70 de euro. Dar de fain e fain. Și dacă aveți, se poate juca single player sau un 2 sau un 3 sau un 4. E interesant, nu pot să zic că nu. Dar nu pot să nu zic în continuu de prețul ăla exagerat. Mă rog. Asta a fost, doamnelor și domnilor, prima oră din... Cred că am mai zis asta o dată, așa e. Să mai stau acum, să mai zic 10 minute în continuu. V-am pupat, sper că v-a plăcut și ne vedem de sigur data viitoare. Celor de sub mine că sunt un direct picaj. Cred că-i bun whisky-ul ăsta că-i deja sub ambalaj. Mă uit în buzunar, nici cel mai mic semn de avere. În cazul ăsta ardem, te rog, încă două beri și o bere. Celor de sub mine că sunt un direct picaj. Cred că-i bun whisky-ul ăsta că-i deja sub ambalaj.